În seara aceasta aș vrea să încercăm o privire de ansamblu asupra cărții Deuteronom. Dar țineți minte, am plecat din Scriptură și ne-am pus o întrebare, cum anume croim o cărare pe paginile Scripturii? Și mai întâi ne-am uitat la cartea care o ținem în mână și am văzut că ea este așezată pe forme literare. 17 cărți narrative istorice, 5 cărți poetice și profetice și sapiențiale sau de înțelepciune și 17 cărți profetice, 39 în total. Iar când ne mutăm în Noul Testament, avem 5 cărți narrative istorice, Evangheliile și Faptele, 21 de epistole și o carte mai ciudată, Apocalipsa. Dacă ne întrebăm cum anume s-a scris Noul Testament, cum a insuflat Dumnezeu pe autorii Noului Testament să se inspire din Vechiul Testament, observăm statistic o poveste simplă. Din cele 17 cărți narrative istorice, Deuteronomul este citat mai mult decât toate celelalte cărți, Deuteronomul și Isaia. Pe de altă parte, din psalmi, dintre cărțile poetice, psalmii. Așa că în primul an de studiu avem Deuteronom, Isaia și aterizăm în linia mesianică, într-o evanghelie, în Ioan. Iar psalmii regal mesianici vom avea într-un fel ca răspuns al sufletului și ascultării noastre de Dumnezeu. Deci așa am construit cărarea prin Scriptură. Dacă vă uitați la cei 7 ani, în anul întâi de studiu în care ne aflăm, avem Deuteronom, Isaia, Ioan și psalmii regal mesianici. Deuteronom, Shema Israel, Isaia, Ioan și psalmii regal mesianici. Este primul an de studiu. Țineți minte că anii de studiu se înșiruie unele după altele și tematic. De pildă, anul întâi, cum intrăm în relație cu Dumnezeu. Anul doi, cum trăim în prezența unui Dumnezeu Sfânt și așa mai departe. Dar în anul întâi este intrarea în relația cu Dumnezeu. Deci e nevoie să intri într-o relație dacă ai fost creat de El după chipul și asemănarea Lui, din pricina căderii. Noi toți am fost în coapsele primului Adam și când El a întins mâna, noi am întins mâna, când El a mâncat, noi am mâncat, când El a fost alungat din Eden, noi am fost alungați din Eden. Și acest limbaj, acest fel de a vorbi, dragii mei, îl găsim de-a lungul Scripturii. De pildă, în capitolul 14 din Genesa, când Avram merge și bate pe împărații Șineiarului și eliberează pe Lot și împăratul Sodomei vine înaintea lui, se ofere pradă de război, dar ajunge înaintea împăratului Melchisedec. Când Avram de zeciuiala lui Melchisedec, Levi, cu 500 de ani mai târziu, era în coapsele lui Avram și de el zeciuiala lui Melchisedec și cel mai mic de zeciuiala celui mai mare. Ne spune textul. La fel cum noi toți am fost în coapsele primului Adam, Dumnezeu în înțelepciunea Lui, înainte de întemerea lumii, în planurile Lui, ne-a pus în coapsele celui de-al doilea Adam. Dar pentru că noi suntem în primul Adam, toată lumea zace în cer rău. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu se naște în relație cu Dumnezeu. Trebuie să intre în relație cu Dumnezeu. Și ăsta este anul întâi și vom încerca, fie după fiecare carte, fie după anul întreg, să vedem cum anume ne ajută cărțile acestea să intrăm în relație cu Dumnezeu. Dar ce anume urmărim sau ce ne interesează în seara aceasta? Câteva lucruri. În primul rând, să așezăm Deuteronomul în Scriptură. Să vedem pe urmă Deuteronomul între cărțile lui Moise. Deci mai întâi așezăm Deuteronomul în contextul Scripturii, apoi în contextul cărților lui Moise. Este al cincilea volum al scrierilor lui Moise. Cum se leagă cele cinci volume unele de altele. Dar pe urmă ne interesează o privire de ansamblu asupra cărții Deuteronom și ăsta va fi rostul serii într-un fel. Ori, ca privirea de ansamblu să o pot înțelege, trebuie să cred că fiecare text biblic este determinat de contextul literar, istoric și teologic. Contextul literar mă ajută să înțeleg structura cărții, contextul istoric, scopul cărții și contextul teologic, mesajul cărții. Și vom parcurge pașii aceștia. În primul rând, contextul istoric și scopul cărții, apoi contextul literar și structura cărții și contextul teologic și mesajul cărții. Dar ne va interesa și relevanța cărții. Noi suntem în nou legământ,
Deuteronomul este în Vechiul Legământ, noi nu mai suntem sub jurisdicția legilor, poruncilor din Vechiul Legământ, ci noi avem poruncile noastre în Noul Legământ. Fiecare legământ vine cu setul de porunci, de legi. Ori Domnul Iisus adună tot Vechiul Testament într-o singură poruncă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu. Da, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dar când citești o carte ca Deuteronom, cum te raportezi la poruncile din cartea aceasta? Care este cheia înțelegerii cărților Vechiului Testament? Și deja cei care veniți în Iris, știți că Vechiul Testament îl citim în cheie cristologică. Cu alte cuvinte, toată Scriptura, dacă arată spre Hristos, înseamnă că trebuie să-L găsim pe Hristos pe paginile Vechiului Testament. Pe urmă, ne va interesa și interpretarea cărții. Interpretarea cărții, dar să luăm la rând lucrurile. În primul rând, o privire de ansamblu asupra cărții de Deuteronom și de aceea aș așeza cartea în Scriptură. Observați, Scriptura cu cele două părți ale ei, Deuteronomul se așează între cărțile narativ-istorice. Dorința noastră este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L facem cunoscut. Și Deuteronomul este una din cele 17 cărți narativ-istorice. Dar care să fie locul cărții Deuteronom între cărțile lui Moise? Aveți Marea Mediterană și Marea Roșie cu peninsula Sinai între cele două brațe. Genesa 1 la 11 este istoria primară. Nu știu unde s-o așez, pentru că ține de creație, cădere, potop și așa mai departe. Dar din capitolul 12 la 50, Avram, care a plecat într-un fel din Ur, s-a oprit în Haran, coboară acum în țara promisă, în Canaan. Și stă în țara promisă și acolo întâlnim pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, pe Iosif, moartea lui Iacov și a lui Iosif ne duce practic în cartea Exod. Cartea Exod, deja suntem în Egipt pentru că Iacov a plecat cu 72 de inși din Canaan, din pricina secetei, a plecat în Egipt unde Iosif a ajuns al doilea după Faraon. Deci toată cartea Exod începe cu copilăria lui Moise, cu mântuirea lui Moise din apele Nilului și cu creșterea lui la curtea lui Faraon, după care, din pricina faptului că încearcă să ajute pe Dumnezeu, trebuie să plece în Madian, 40 de ani, este păstor la oi. Dar capitolul 19, sunt la Sinai și Dumnezeu le dă mandatul. Acum, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate. Da, Doamne, vom face ce ai spus Tu. Acolo Dumnezeu le dă planurile cortului întâlnirii, cortul se termină, slava Domnului coboară pe cort, apoi sună trâmbițele și poporul, după 2 ani de zile, pleacă spre țara promisă. Și acolo am cartea Levitic în jurul cortului întâlnirii. Exodul este ieșirea din Egipt, Leviticul este vorbirea lui Dumnezeu, bună parte din Exod 25 la 40 plus Leviticul se întâmplă la Sinai. Acum Sinaiul este în peninsula Sinai sau este în Arabia, este o poveste disputată și oamenii se frământă cu povestea asta. Dar când sună trâmbițele, îi pleacă spre țara promisă. Din pricina neascultării lor, înainte de a pleca spre țara promisă, se organizează în jurul cortului și asta este cartea Numeri. Cartea Numeri, apoi cartea Numeri pornește tabăra spre Canaan. Dar din pricina celor întâmplate la Cades Barnea, Dumnezeu îi întoarce înapoi și 38 de ani colindă pustia până toată generația moare. Cu copiilor ne aflăm în cartea Deuteronom, în câmpia Moabului. Observați, avem o călătorie prin cărțile lui Moise. După istoria primară, din primele 11 capitole, pe urmă avem istoria derulându-se și focalizându-se pe poporul lui Dumnezeu, pe vasul pentru o întrebuințare de cinste care urma să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Deci, în felul acesta se leagă, cel puțin geografic, istoric, volumele lui Moise, unul de celălalt, începând din Genesa. Pe noi ne interesează cartea Deuteronom. Dar ați văzut imaginea data trecută și aș reveni la ea. Dacă înșir cărțile, volumele scrise de Moise, observați, am o întrebare. De unde a știut Moise de
istoria creației, nu a fost acolo. Și atunci, cum să cred primele capitole din Genesa? Dar nu uitați cine era Moise. Niciun om nu s-a ridicat ca el. Dumnezeu îl cunoștea față în față, vorbea cu el de pe capacul ispășirii. Dacă Moise avea întrebări, Dumnezeu putea să-i răspundă, da? Dar se termină toată povestea cu răscumpărarea, răscumpărarea prin chemarea lui Avram, apoi răscumpărarea este dusă mai departe, răscumpărarea din robia egipteană, Dumnezeu dă legea și pe urmă manualul cortului întâlnirii, Leviticul, și pe urmă sărbătoarea din Levitic, dragii mei, se deschide la toată tabăra, când tabăra se organizează în jurul cortului întâlnirii. Și acolo avem cartea Numeri, dar sărbătoarea este transformată într-un dezastru. Și asta ridică o întrebare. Cum înțelegem dezastrul din Numeri? Pentru că acolo e vorba de păcatul cu voia pentru care nu este iertare. Noul Testament reia povestea păcatului cu voia sau a păcatului care duce la moarte, a tăierii din măslin, hula împotriva Duhului Sfânt, toate sunt afirmații sau expresii sinonime. Dar pentru niciuna dintre ele nu este iertare. Și atunci, cartea Numeri ridică o întrebare serioasă. Ce s-a întâmplat cu o generație întreagă? Au fost răscumpărați cu sângele mielului pascal. Au pierit în pustie. Oare singura problemă este că n-au intrat în țară? Sau problema e mult mai gravă decât atât? Și de aceea teologia păcatului cu voia din cartea Numeri, capitolul 14 la 25, este foarte important de înțeles. Dar observați, am două semne mari de întrebare, una în Genesa și alta în Deuteronom. Și dacă mă gândesc la faptul că Moise se naște în Exod, observați, prima carte pe ecran este Exod, el se naște, crește la curtea lui Faraon, ajunge în Madian, 40 de ani, Dumnezeu îl cheamă din fața rugului aprins și Moise vine, scoate poporul din Egipt, construiește cortul, slava Domnului coboară peste cortul întâlnirii și în momentul acela se ridică o întrebare, dacă nici Moise și Aron nu pot sta în prezența Domnului, cine poate să se apropie de Domnul? Și cartea Levitic vine cu o ofertă, cu o chemare, poate veni oricine, oricând, dar nu oricum. Și toată cartea Levitic pune înaintea noastră condițiile apropierii de Dumnezeu. Dragii mei, din pricina păcătoșeniei noastre, fără o jertfă, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Și de aceea, până și să mulțumesc frumos, Doamne, trebuie să vii cu o jertfă de sânge. Și toată cartea Levitic vine și explică toate lucrurile astea, arderea de tot, daruri de mâncare, jertfa de mulțumire, de ispășire, jertfa pentru păcat, tot sistemul jertfelor care se adună apoi în Domnul nostru Iisus Hristos, jertfa desăvârșită. Dar venim în cartea Numeri, ajungem la Cades Barnea, la jurământul lui Dumnezeu, nici unul nu va intra în țară. Și asta ridică o întrebare. Și întrebarea este, pe de o parte, cum se explică tragedia din Numeri? Și a doua întrebare, cum se evită tragedia din Numeri? Cum se explică și cum se evită? Și aici, cartea Genesa vine să mă ajute cu explicația și Deuteronomul cu soluția. Da, cu soluția. Înțelegeți acum rostul cărții Deuteronom. E foarte importantă cartea, pentru că dacă n-aș avea soluția în Deuteronom, n-aș ști ce să fac cu istoria părinților mei, pe care o pot repeta oricând. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Asta ni se spune în Noul Testament, când Pavel în Corinteni, capitolul 10, vine și așează înaintea noastră istoria lor. Istoria celor pe care îi vedeți pe ecran. Deci să începem cu explicația. Pentru a explica tragedia din Numeri, am nevoie de cartea Genesa. Și aici am foarte importante trei ingrediente. Care sunt? Ajutați-mă. 1. Creație. 2. Cădere. Și 3. Răscumpărare. Acum, ce este important? Dragii mei, Dumnezeu ne dă scripturile, El le-a insuflat și scripturile nu sunt un horoscop din care să iei ce-ți place, versetele dragi, să lași cele care nu le înțelegi. Nu, nu, nu. Scripturile sunt date de Dumnezeu și dacă le respecti, te respectă și El, dacă nu le respecti, nu te respectă și El. Cine îl cinstește, va fi cinstit, cine îl necinstește, va fi disprețuit, am învățat în Samuel.
Primul lucru pe care trebuie să-l știu, Dumnezeu ne-a dat cărți din Biblie. Voi aveți o carte sau cel puțin un volum din cartea lui Moise. Are 50 de capitole, are 3 ingrediente și sunt importante ingredientele, ordinea lor sau secvența revelației și proporțiile de text. Asta este rețeta lui Dumnezeu. Observați, am 2 capitole de creație, 9 capitole de cădere și multe capitole de răscumpărare, pe urmă istoria răscumpărării continuă până în Apocalipsa. Dar ce îmi spune toată povestea asta? În primul rând, îmi ridică câteva întrebări. Dacă Biblia este despre răscumpărare, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Pentru Timotei, Sfintele Scripturi erau Vechiul Testament. Da? Noul Testament nu exista. Deci Vechiul Testament îți dă înțelepciunea care se ducă la mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dar am întrebat data trecută, dacă realmente răscumpărarea este tema mare a Scripturii, de ce a prefațat Dumnezeu istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere? Păi dacă n-am căderea, n-am nevoie de răscumpărare, pe de-o parte. Dar dacă, practic, secvența creație-cădere mi-atrage atenția asupra naturii răscumpărării, observați, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, capitolul 1, versetul 31. Înainte de capitolul 2, iată că erau foarte bune. Ce-i foarte bine la Dumnezeu? O realitate pervertibilă. Nu pervertită, pervertibilă. Ceva ce pot strica. Dacă n-ar fi creația, incluzând relația cu Dumnezeu, ceva pervertibil, n-ar exista libertate de alegere. Dacă n-ar exista libertate de alegere, n-ar exista iubire, n-ar exista ură. Am fi roboți cu toții, da? Și Dumnezeu n-are nevoie. Are slujitori destui. Din vânturi, din flăcări de foc își face slujitori. Dar și lor le-a dat libertate de alegere, dovada căderii lui Lucifer și a o treime din îngerii lui. Observați, creația, incluzând relația cu Dumnezeu, este pervertibilă. Și atunci întrebarea este, cum să fie noua creație răscumpărarea? Și am văzut că abia cartea Numeri mă trezește. Pentru că Numeri văd 600.000 de oameni îngropați în nisipurile pustiei, rupți de Dumnezeu. Și Moise zice, nu ține seamă de darul lor. Cu alte cuvinte, nu este nicio jertfă pentru păcate, pentru ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a așezat de la creație în furca edenică a alegerii între viață și moarte. În Genesa capitolul 2 poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Observați furca edenică a alegerii între viață și moarte, care nu ni se ia nici în rai, dragii mei, nici în rai. Dumnezeu nu ne ia libertatea de alegere. Nu ne ia libertatea de alegere. Și doar în relație cu pomul vieții, în relație cu Dumnezeu, ai viața. Și asta trebuie să o înveți aici pe pământ. Aici când suntem doar pe terenul de antrenament, în pregătire pentru ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Dar furca edenică din Genesa, capitolul 2, versetul 17, rămâne valabilă, dragii mei, chiar și pentru cei răscumpărați cu sângele mielului pascal. Furca edenică sau libertate de alegere rămâne valabilă chiar și pentru cei răscumpărați cu sângele mielului pascal. Uitați-vă cum se termină cartea Deuteronom, capitolul 30, versetele 19 și 20. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Dar de ce să o aleg eu, Doamne? De ce nu alegi tu? A? Asta este libertatea de alegere. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Sunt la o răscruce de drumuri. Și Dumnezeu în bunătatea Lui îmi spune, iau la dreapta, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta după tine. Ce înseamnă să alegi viața? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. De ce? Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Observi, alegi viața alipindu-te de sursa vieții.
Noi nu avem viață în noi înșine. Noi suntem ca un aspirator, dragii mei, ca un computer la care s-a terminat, nici măcar baterie nu avem. Da? Nu știu ce autonomie ne-a dat Dumnezeu, probabil o singură zi. Dacă nu-ți rezolvi păcatul într-o singură zi, păcatul își face lucrarea, te împietrește, bateria se descarcă și o inimă rea și necredincioasă te desparte Dumnezeul cel viu. Deci aleg viața ascultând de glasul Domnului și lipindu-mă de El, fiindu-i credincios 100%, da? Iubind pe Domnul Dumnezeul tău. Dar furca edenică nu era valabilă doar pentru ei, ci și pentru noi. Cu alte cuvinte, și noi în nou legământ avem exact aceeași libertate de alegere ca și ei. Și înaintea noastră este pusă viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ne se spune să alegem viața, ca să trăim. Uitați-vă la textul din Roman, capitolul 6, versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Cine? Dacă vă dați diateza reflexivă, tu o faci, tu suporți consecințele. Dacă vă dați robi cuiva, asta presupune cel puțin două posibilități, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Cum ajung robul cuiva? Prin ascultare de el. Da? Pentru că atunci când asculți de cineva, l-ai proclamat autoritatea asupra ta, Dumnezeul tău, vom vedea mai târziu un Deuteronom. Dar observați, am două posibilități. Fie că e vorba de păcat, și aici puneți păcatul cu P mare, personificat, diavolul, șarpele, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce în neprihănire. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și textul acesta este, dragii mei, universal valabil pentru fiecare om născut din nou. Libertatea de alegere Dumnezeu nu ne-a luat-o niciunea dintre noi. Cu alte cuvinte, asta este condiția umană. Condiția umană, condiția celui răscumpărat cu sângele lui Hristos, cu sângele mielului pascal, cu majuscule. În 2 Timotei, capitolul 2, versetul 13. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Chiar dacă noi suntem necredincioși, continuă versetul 13, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. El rămâne credincios față de sine, nu față de mine. Față de sine, în sensul că planurile Lui se vor împlini. Iar este credincios față de mine dacă îl iubesc și mă lipesc de El. Până la al miilea de an, binecuvintează descendenții mei. Dar pedepsește până la al treilea și al patrulea neam pe cei ce mă urăsc, spune Scriptura. Și atunci observați, eu pot să iau versetul 13 și să mă joc cu el, să am impresia că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Dar dacă urc la versetul 12, și El se va lepăda de noi. Observați, povestea e serioasă. Și am citat din Noul Testament, nu din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Gândurile Lui, planurile Lui nu se schimbă. Nu se schimbă. Ce învățăm despre El în Vechiul Testament rămâne valabil în Noul Testament. Avem din nou înaintea noastră Exod, Levitic, Numeri, cu tragedia din Numeri și am pus o întrebare plecând din Genesa. Cum se explică tragedia din Numeri? Dar chiar dacă ai înțeles-o, dacă nu poți evita, nu te ajută la nimica. Și de aceea, întrebarea cea mai importantă, cum se evită tragedia din Numeri? Ce să facem să nu repetăm istoria părinților noștri? S-ar fi întrebat toți cei care erau pe punctul de a intra în țara promisă, l-ascultau pe Moise, vorbindu-le cartea Deuteronom. Deci Deuteronomul vine să răspundă la această întrebare fundamentală. Ce să facem ca să nu repetăm experiența părinților noștri? Dragii mei, nu trebuie să repetăm experiența părinților noștri, indiferent ce tragedie au venit peste ei. De pildă, părinții lor au pierit în pustie, rupți de Dumnezeu, îmbrățișându-L pe Satana și pregătindu-se pentru o veșnicie cu El. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu acordă o nouă șansă unei noi generații. Dar noua generație trebuie să învețe din experiența părinților ca să nu o repetă. Cine nu învață din istorie, vă las pe voi să continuați. Da?
O repetă. Ce îmi spune cartea Deuteronom? Care e soluția lui Dumnezeu? Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Esența cărții Deuteronom. Iubirea de Dumnezeu și de semeni. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Și cu asta aș vrea să încercăm să zugrăvim o privire, să trecem prin cartea Deuteronom, să zugrăvim o privire de ansamblu. Țineți minte imaginea, o aveți aproape în fiecare epistolă sau comentariu al epistolei și Biblia am adunat-o într-o propoziție simplă, Dumnezeu a vorbit. Și dacă îl întreb, Doamne, Tu care ești transcendent, de ce ai vorbit? Păi Dumnezeu ți-a răspunde, ca să mă fac înțeles. Ca să mă fac înțeles, am vorbit în timp și spațiu. Deuteronomul nu-i scrisă pentru noi. 1500 înainte de Hristos. Noi suntem 2000 după Hristos. 3500 de ani de sparte de cartea Deuteronom. Și tot contextul istoric, geografic, totul este străin față de noi. Deci Dumnezeu le-a vorbit atunci și acolo, le-a vorbit lor, dragii mei. Dar cine este Cel care a vorbit? Alfa și Omega. El nu se contrazice. Și pentru că nu se contrazice și Alfa și Omega, rămâne normativ și relevant pentru toată istoria. Și aici sunt cele patru axiome fundamentale pe care se întemeiază interpretarea Scripturii. Observați, am contextul literar, contextul istoric, contextul teologic și contextul actual, contextul actual. Orice text din Biblie este determinat de primele trei contexte. Cartea Deuteronom nu face excepție. Cu alte cuvinte, ca să pot creiona o privire de ansamblu asupra cărții Deuteronom, trebuie să o privesc prin perspectiva contextului literar, istoric și teologic. Și abia așa am o privire de ansamblu asupra cărții. Contextul literar mă ajută să înțeleg structura cărții. Contextul istoric, scopul cărții. Iar contextul teologic, mesajul cărții. Scopul, structura, scopul și mesajul cărții. Dați-mi voie să încep cu contextul istoric sau cu scopul cărții. Dacă mă gândesc la scopul lui Dumnezeu pentru Israel, atunci trebuie să mă întorc la Sinai. Și în Exod, capitolul 19, versetul 4 la 6, Dumnezeu le spune, ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Țineți minte? 10 luni de urgii care au venit peste Egipt în timp ce Gosenul era protejat de Dumnezeu. După a 10-a urgie, Faraon își pierde întâiul născut care îndumnezeia la moartea lui pe Ra, îl transforma în Osiris, Dumnezeul lumii de dincolo. Și lovitura a fost uriașă împotriva întregului Egipt, pentru că ei nimiciseră pe toți întâi născuți, pe toți bărbații, dragii mei, aruncaseră în Nil sau uităraseră. Și Dumnezeu răsplătește toată fapta asta lor. Dar versetul 5 zice, acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune bătrânilor lui Israel. Ei răspund, vom face tot ce a zis Domnul. Și în baza promisiunii lor, Dumnezeu le dă legământul sau decalogul și încheie legământul cu ei. Dacă mă gândesc la textul acesta, am relație și preoție. Care-i legătura dintre cele două, relație și preoție? Dacă viața nu este în mine, ci în Dumnezeu, atunci relația cu Dumnezeu mă ajută să fiu viu, martor pentru El, să pot trăi pentru El. Dacă relația cu Dumnezeu se rupe, preoția se frânge, n-am ce spune oamenilor. Pentru că a fi preot înseamnă a fi un intermediar între oameni și Dumnezeu. Oricum să fiu un intermediar între oameni și Dumnezeu, ce să facă ei cu versete biblice și cu slogane pe care noi le spunem? Ei vor să vadă pe Dumnezeu în mine. Suntem purtători de Dumnezeu, trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Observați, textul din Exod aduce cele două aspecte înaintea noastră. Și să motiveze și să ajute la păstrarea relației cu Dumnezeu în vederea preoției lor. Acesta este scopul cărții Deuteronom. O nouă generație era pe malul Iordanului, în câmpia Moabului, pregătit să intre în țară.
Și lor le-a spus Dumnezeu, nu lor, părinților lor, ei probabil erau mici, le-a spus, înveți fi o împărăție de preoți. A fi preot înseamnă a-L întrupa pe Dumnezeu în relațiile dintre noi, a trăi în așa fel încât lumea să vadă un Dumnezeu întrupat în viețile și în relațiile noastre. Și asta ar fi trebuit să fie rostul lor în țară, să motiveze, să încurajeze păstrarea relației în vederea preoției. Păstrarea relației în vederea preoției. Dragii mei, păcatul ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Când eu accept să trăiesc în păcat, mă deschid păcatului. N-are rost să mă mai numesc creștin, nu m-am bat joc de Dumnezeu. Și atunci păcatul trebuie rezolvat imediat. Astăzi trebuie rezolvat, ca să nu-și facă efectul în viața mea. Dar aș putea lua această afirmație de scop, să o mut în dreptul nostru, să ne motiveze, să ne ajute în păstrarea relației în vederea preoției. Ori, cred că același lucru este valabil și pentru noi. Uitați-vă la scopul lui Dumnezeu pentru noi. Am văzut scopul lui Dumnezeu pentru ei. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Notați, vă rog, terminologia vechi testamentară. O seminție aleasă. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Observați, este, dacă vreți, fratele Geamăn al textului din Exod, capitolul 19, de data aceasta adus în bătătura noastră a Bisericii Nou Testamentare, ca să fiți ai Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cum să vestesc puterile lui Dumnezeu? Strigând mai tare de la amvon? Punând mai mulți decibeli la trupa de închinare? Nu, dragii mei, din păcate noi avem impresia că în felul acesta ne facem credibili la oameni, urlând, strigând la ei, da? Nu, nu, nu. Ci dacă mă gândesc, puterile lui minunate, dacă nu m-au atins pe mine, ce să vestesc? Cum să vestesc? Ce să vorbesc despre lucruri care nu le cunosc și nu le știu? Și atunci, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric, ce înseamnă întuneric? Trăind după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Dar noi nu mai suntem, noi suntem lumină în Domnul. Odinioară eram întuneric, acum suntem lumină în Domnul. Și de aceea, pe măsură ce suntem transformați în relația noastră cu Hristos, preoția noastră în familiile noastre, față de copiii noștri, dragii mei. Din păcate, mulți din copiii noștri întorc spatele lui Dumnezeu și mă întreb cât de mare e vinovăția mea în toată povestea asta. Dacă aș fi înțeles numai un pic din numele Domnului, dragii mei, în astfel de momente, aș ști ce am de făcut. Când Dumnezeu și-a rostit numele, a zis, voi binecuvânta până la al miilea neam pe cei ce mă iubește și păzește poruncile mele și voi pedepsi până la al treilea și al patrulea neam pe cei ce mă urăsc și ascultă de cuvântul meu. Să presupunem că în relația cu copiii mei am ajuns la impas. Păi ce ar trebui să fac? Cu ei nu mai pot vorbi. N-au nevoie de predicile mele. Nici nu vor să le audă. Da? Ar trebui să mă apropii de Dumnezeu cu tot ce sunt și am. Și asta l-a obligat pe Dumnezeu să-și împlinească numele peste familia mea, peste descendenții mei. Ce simplu! Pentru că dintr-o dată las în mâna lui Dumnezeu lucruri pe care eu nu le mai pot schimba. Și în felul acesta, dragii mei, îl las pe El cu toată puterea Lui să-și împlinească promisiunea pe care a făcut-o. Numele pe care l-a rostit la Sinai, în fața lui Moise. Da, în fața lui Moise. Dacă aș crede lucrul acesta, în loc să intru în disperare când copiii mei o iau razna, m-aș apropia de Dumnezeu să strâng în brațe, să mă strâng în brațe și să-L las pe Dumnezeu să facă restul. Observați, și în Noul Testament avem exact aceleși două lucruri. Să fim ai Lui relația și să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată, să fim și să vestim. Dragii mei, ordinea este vitală.
Dacă nu ești, taci din gură. Dacă nu ești, taci din gură. Și atunci, mai întâi rugăciunea mea ar fi, Doamne, cioplește mai departe chipul Tău în mine. Cioplește mai departe chipul Tău în mine ca să pot să deschid gura atunci când cineva îmi cere socoteală de nădejdea care este în mine și să o fac cu blândețe și teamă. Contextul istoric și scopul cărții, să motiveze, să ajute la păstrarea relației în vederea preoției. Același lucru este valabil pentru mine, observați, pot duce în bătătura mea scopul acesta, să mă motiveze, să mă ajute în păstrarea relației și în vestirea sau în preoția pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o. Dar aș muta un pas mai departe de la scopul cărții la structura cărții, respectiv contextul literar și structura cărții. De data aceasta, observați, am nevoie de două aspecte. Dumnezeu s-a revelat ca să se facă înțeles și pentru asta a făcut-o în timp și spațiu. Și pe mine mă interesează timpul și spațiul în care Dumnezeu a rostit prin Moise cuvintele cărții Deuteronom. Timpul și spațiu. Vom vedea apoi și ce a rostit în ele, mesajul cărții. Dar mai întâi, ca să mă întorc înapoi, trebuie să mă întorc 3500 de ani înapoi în istorie, geografie, pe toate coordonatele. Și am adus cu mine o carte, acum este și publicată, eu am de ani și ani de zile, este litografiată a lui Hurt, este arheologia Vechiului Testament. Și el discută toate descoperirile arheologice ale Vechiului Testament și relațiile cu Noul Testament. Dar ce aveți înaintea voastră? Aveți tratatele de suzeranitate de pe vremurile respective. Și el a împărțit în două perioade istoria. Înainte de 1200, înainte de Hristos, și după 1200, înainte de Hristos. Sunt multe discuții legate de când s-a scris cartea Exod, de pildă. 1300, 1500, unde să așezăm? Este Exodul timpurie, Exodul târziu? Cum a fost toată povestea? Dar notați, vă rog, forma pe care o lua un tratat între un suzeran și un vasal înainte de 1200 și după 1200. Observați cât de simplificată este forma de după 1200? Dacă iau cartea Deuteronom, se așează aproape identic peste tratatele de suzeranitate timpurii înainte de 1200, înainte de Hristos. Și ca să se facă înțeles, Dumnezeu s-a folosit de lucruri cunoscute. Domnului s-a făcut exact la fel. Atunci când a instituit cina Domnului, avea pe masă și vinul și pasca. Nu trebuie. Atunci când a vrut să le vorbească, avea ligheanul și spălarea picioarelor era una cultural. Dar el ia astfel de elemente și le ridică pe un alt plan, le dă o altă semnificație. Și exact asta face Moise. Moise, ca să comunice celor din vremea lui, și acolo era Egiptul, Imperiul Hitit, da, între, și pe vremea respectivă, suzeranii, într-un fel, intrau în legăminte, în tratate cu vasalii pe care îi cucereau și trebuiau să semneze, să intre într-un legământ, și legământul avea o anumită formă. Și Deuteronomul capătă exact forma legămintelor sau tratatelor de suzeranitate timpurii. Uitați-vă cartea Deuteronom, am văzut-o în fugă și seara trecută. Câteva părți distincte în ea. Mai întâi prologul istoric. În prologul istoric, suzeranul vine și etalează tot ce a făcut pentru vasal. În baza acestor acte de bunăvoință, el iterează legea. Și în capitolul 5, am darea legii sau repetarea decalogului. Și apoi, miezul cărții Deuteronom sunt stipulațiile legământului. Pentru că în decalog am două părți, iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Și atunci am relația cu Dumnezeu și relația cu semenii în miezul cărții. Capitolul 6 la 18, relația cu Dumnezeu. 19 la 25, relația cu semenii. Apoi am implicațiile legământului.
primele roade, citirea legii, binecuvântări și blesteme și încheierea legământului. Și ultima parte este predarea ștafetei între Moise și Iosua. Asta e cartea de Deuteronom. În esență, nu-i foarte complicate. Dacă ai priceput structura și te-ai liniștit cu ea, știi exact, ai o hartă prin care să călătorești ca să înțelegi cartea Deuteronom. Deci contextul istoric ne-a oferit scopul cărții, contextul literar, structura cărții. Și am avut structura cărții înaintea noastră. Contextul teologic, mesajul cărții. Mesajul cărții. În esență, Deuteronomul vine și vorbește generației care urma să intre în țară și le spune, alege viața. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Cum aleg viața? Alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Lumea respectivă era idolatră, idolii erau peste tot, dragii mei, și Dumnezeu își cheamă poporul la o relație neîmpărțită cu alții, la o inimă nedivizată, neîmpărțită. Alege viața alegându-L pe adevăratul Dumnezeu. Dacă mă mut în nou legământ, și astea sunt cuvintele Domnului Iisus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Dar înainte să merg mai departe, dacă aveți cumva vreo întrebare, mă opresc cu bucurie. Iar dacă cineva mi-aduce și o sticlă cu apă, mai că i-aș și mulțumi. Las că e Anca pe aici și... Deci am vorbit despre structura cărții, așezând-o pe coloana vertebrală a tratatelor de suzeranitate timpurii. Am vorbit despre scopul cărții și am văzut ce aștepta Dumnezeu de la poporul Său, la ce să-i ajute Deuteronomul pe ei și pe noi, pentru că Noul Testament e scăldat în Deuteronom, într-un fel. Și acum ar trebui să vedem care este mesajul cărții. Dar dacă aveți întrebări și vă ard cu bucurie, toate astea le aveți în Shema Israel, ești de la tipar astăzi și cei care doriți o puteți achiziționa. Dar dacă ar fi să adaug, să adun mesajul cărții într-un singur text, l-aș aduna în Shema Israel, ascultă Israele, da? Ascultă Israele, asta înseamnă Shema, Marele Shema, ascultă Israele. Mulțumesc foarte frumos. Fratele Cornel, o știut că mi s-a stricat pompa de la încălzire centrală și o să se facă căldură aici. Și eu trebuie să mă dezbrac de cojoacele mele. Dar am spus că aș putea aduna mesajul cărții într-un text, Deuteronom, capitolul 6, începând cu versetul 4. Dar acum hai să facem un exercițiu și să citim cu voce tare, pentru că asta îl învățau copiii, dragii mei, elementul acesta trebuia știut de mături, de părinți, de copii, de toată lumea. Așa că citiți cu voce tare împreună cu mine, ca la moșnița. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Observați, suzeranul, cel care are ultima autoritate, singurul Domn. Și textul continuă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Deci, mai întâi e vorba despre mine. Să iubesc pe Domnul Dumnezeul meu, dar dacă îl iubesc pe El, îl cunosc pe El, îl iubesc pe El, am încredere în El, am o relație cu El, acum am și ceva de făcut. Zice, poruncile, haideți, poruncile acestea, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești despre ele,
când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte pe mâini și ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Observați, iubirea este ascultare, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dar observați de unde pleacă lucrurile. Să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le ai pe porțile tale și pe ușile casei tale. Dacă iau și mă uit la tot textul acesta, imaginați-vă de ce nu întipăresc poruncile lui Dumnezeu în mintea copiilor mei. Pentru că nu le cunosc, nu le am în inima mea. Neavându-le în inima mea, atunci la de ce n-am decât unde aia. Da? Ori dacă le-aș avea în mintea mea, în inima mea, aș putea spune ca Domnul Iisus în fața ispitirii din pustie. Este scris. Am văzut că în momentul în care Dumnezeu îmi dă un copil, eu sunt Dumnezeu pentru el când e mic. Pe măsură ce crește, trebuie să dezlipesc, să-l mut de pe autoritatea mea, pe autoritatea lui Dumnezeu. Cum o fac? Trimițându-l la biserică, la școala duminicală? Nu. Ci învățându-l Scriptura, cu alte cuvinte, întipărând poruncile din inima lui și ajutându-l să vadă că eu însumi mă supun acestor porunci. Observați și în felul acesta, ceea ce am în inima mea, pot întipări în mintea copiilor mei. Dar apoi, ce au ușile și curtea mea, casa mea, porțile mele? Observa, e viața mea de zi cu zi, acolo sunt afacerile mele, școala mea, acolo este viața mea de zi cu zi. Și atunci, ce îmi cere Dumnezeu? Care e mesajul acestei cărți? Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu, începe prin a aduna cuvântul din inima ta, a te umple cu cuvântul lui Dumnezeu, a-l memora, dragii mei. Pentru că altfel, într-un fel sau altul, vei uita cuvântul și nu vei mai umbla pe căile Domnului. Dacă vrei să sicurate cărarea, strânge cuvântul, îndreaptă-te după cuvântul său. Dar pe urmă am o responsabilitate pentru cei din jurul meu, începând cu copiii mei. Eu sunt preot în casă la mine și de aceea Dumnezeu îmi cere acest lucru să întipăresc în mintea copiilor mei. Cum o fac? Legând evenimentele de zi cu zi de adevărul lui Dumnezeu, lăsând adevărul lui Dumnezeu să arunce lumină asupra problemelor prin care trece copilul, frământărilor pe care le are, să vorbești despre ele când vei fi plecat în călătorie, când te vei întoarce, când te vei culca, când te vei scula. Păi asta îmi spune că tot timpul trebuie să am pe vârful limbii, este scris. Oricare dintre noi realmente face lucrul acesta și le are. Și atunci mă întreb, voi care încă nu sunteți căsătoriți, ferice de voi, pentru noi că suntem bunici, poate e prea târziu, dar cred că niciodată nu e prea târziu și atunci când am probleme, mă lipesc de Domnul. Cum mă fac? Alipindu-mă de El, ascultând de El. Ca să ascult de El, trebuie să păzesc poruncile Lui. Scopul lui Dumnezeu pentru ei și pentru noi. În Exod 19 sunt ei, în 1 Petru 2:9 suntem noi. Și unii și alții am fost chemați la o relație în vederea preoției. Observați, o relație în vederea preoției. Dacă relația se rupe, preoția încetează. Și asta a fost tragedia lui Israel. Din pricina idolatriei, a neascultării lor, dragii mei, n-au avut niciun efect asupra popoarelor din jurul lor. Dar noi am trecut prin pasul cultural și ne-am pus o întrebare simplă. Ce înseamnă să fii preot? Da? Păi să fiu preot înseamnă să fiu ancorat și în lumea lui Dumnezeu și în lumea și în cultura din jurul meu. Și atunci când sunt ancorat în lumea lui Dumnezeu și poruncile lui sunt în inima mea și scrise pe mâna mea, adică pe tot ce fac și tot ce gândesc, ca niște fruntarii între ochi. Și asta în viața mea de zi cu zi, în afacerile mele, în tot ce fac, în momentul acela, dragii mei, eu împlinesc mandatul preoției. Pentru că în momentul acela, prin ascultarea mea de Dumnezeu, în viața de zi cu zi,
contextul cultural în care mă aflu este atins, transformat de agentul cultural pe care l-a schimbat Duhul lui Dumnezeu și care sunt eu. Tragedia pocăiților din ziua de astăzi este schizofrenia. Am rupt viața în două. Duminică facem mătănii și rugăciuni sau de Paști de Crăciun, dragii mei. Iar peste săptămână trăim ca toți ceilalți. Am rupt sacrul de profan și mai degrabă am profanat sacrul. Am adus lumea în biserică, dragii mei. În loc să sacralizăm profanul, în loc să fiu preot al lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, un trimis al lui Dumnezeu, acolo unde m-a așezat El. Soluția este o viață integrată și relevantă în care am definit lucrarea creștină corect. Lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Observați, cheia este afirmația de pe ecran, citiți-o cu mine, viața de zi cu zi este altarul preoției noastre. Viața de zi cu zi este altarul preoției noastre. Poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să-ți fie ca un semn de aducere aminte pe mândă și ca niște fruntarii între ochi. Scrie-le pe ușile tale, pe porțile tale. Cu alte cuvinte, toate domeniile vieții mele, viața de zi cu zi, am subordonat-o ascultării de Hristos. Și asta este mesajul cu care Moise pregătea o nouă generație să treacă Iordanul ca să-și împlinească mandatul preoției primit în Exod, capitolul 19, versetul 6. Dar am vorbit despre ei și am văzut paralelele dintre ei și noi, care să fie relevanța cărții Deuteronom pentru noi astăzi. Dacă iau textul Marele Șema din capitolul 6, versetele 4 la 5, dar și la 4 la 9, mi-aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus. În întâlnirea cu unul din farisei sau din cărturari, i s-a pus o întrebare: care este cea mai mare poruncă din lege? Ce a răspuns Domnul Iisus? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. El adună nu doar Marele Șema, ci adună tot miezul Deuteronomului, iubirea de Dumnezeu și de semeni. Și atunci observați, dacă Domnul Iisus a translatat în Noul Legământ, în Noul Testament, aceste lucruri, ele sunt ordinul de luptă și pentru noi, ordinul de luptă. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Pavel, scriind lui Timotei, capitolul 1, versetul 5, de prima epistolă, zice: ținta poruncii este dragostea. Dragostea de Dumnezeu și dragostea de semeni. Din ianuarie vom studia 1 Ioan. Și în 1 Ioan, Ioan ne spune: de unde știi că ai o relație cu Dumnezeu? Dumnezeu este nevăzut, niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Ai vreo dovadă concretă în viața ta? Pe ce dovezi te bazezi că ești în ordine cu Dumnezeu? Și Ioan în prima epistolă îți dă două lucruri, nenegociabile și de netăgăduit. Ascultarea de Dumnezeu sau păzirea poruncilor, observați Deuteronomul, și iubirea de semeni. Prunca Domnului Iisus Hristos, în care adună toată cartea Deuteronom. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Da. O inimă curată, un cuget bun și o credință neprefăcută. O credință neprefăcută. Dacă mă gândesc la o inimă curată, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, în timp ce noi dosim lucruri și umblăm în întuneric, suntem niște mincinoși. Inima nu-i curată. Ai impresia că te poți ascunde de Dumnezeu ca de oameni. Pune-n masca. Dragii mei, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea, v-aș se cera. Apoi în Evrei, capitolul 4, versetul 12 și 13, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, nicio făptură nu este ascunsă de El. Totul este gol și descoperit înaintea celor care avem a face.
când vii înaintea lui Dumnezeu, scoate masca, pune deoparte, pune totul pe viața, pune-ți-o pe frunte, pentru că Dumnezeu vede până în străfundurile inimii noastre, dar evrei. Și pe urmă, în 2 Corinteni, 13 cu 5, o credință neprefăcută, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoaște că Hristos este în voi, o credință prefăcută, dragii mei, n-are nimic a face cu Hristos. Și atunci o credință neprefăcută ar trebui să fie obiectivul verificării mele permanente. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. În credință. În Ioan capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Marea iubire se naște din marea cunoaștere. Să iubești pe Dumnezeul tău. Păi cum să iubești pe cineva pe care nu-l cunoști? Acum, când noi ne cunoaștem unii pe ceilalți, vedem tot mai multe greșeli și falimente unul în celălalt, da? Și în unul și în celălalt. Suntem ființe căzute. Și cu toate acestea, dragii mei, am trăit experiențe extraordinare în biserica noastră. Știți când? Nu când au venit fățarnicii cu măștile pe față, având impresia că ca ei nu mai este nimeni altcineva, ci când au venit oameni și s-au dezbrăcat înaintea noastră în sensul în care și-au pus viața pe tapet cu toate căderile și murdăriile lor. Nu știam ce să facem, să ne băgăm sub bănci. Dar ceea ce am văzut este că nu s-a terminat adunarea generală și a fost coadă să-l ia în brațe pe omul respectiv. Știți de ce? Pentru că Scriptura are dreptate. Dacă umblăm în lumină, adică cu păcatele mărturisite, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Atunci când vezi o inimă curată, sinceră, dragii mei, când nu este vicleșug în celălalt, nu sunt măști pe față, îți vine să le iei în brațe. Și atunci ești îndemnat să faci tu la fel, să te deschizi și felul ăsta se creează, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Și pe unul și pe celălalt. Și pe unul și pe celălalt. Marea iubire se naște din marea cunoaștere. Ori vă întreb, ce aș putea să-i bag de vina lui Hristos? Cu cât mai bine îl cunosc, cu atâta mai frumos e. Vorba bătrânului Gooding, lua câte o floare și o ridica în timp ce ne plimbam prin Irlanda de Nord și zicea, dacă o pun sub microscop, dacă fac orice vreau cu ea, e tot mai frumoasă, minunea e tot mai mare. După care scotea Biblia și zice, fiecare virgulă și are rolul ei. Nu o deranja, studiază-o. Teologia nu se face, se descopere. Marea iubire se naște din marea cunoaștere. Și marea cunoaștere duce la marea încredere. Iar marea încredere duce la marea relație. La marea relație. Dacă le-aș pune și m-aș gândi de ce sau cum să-mi trăiesc viața în bucla asta fără șira deșertăciunii, având doar Marele Șema, Șema Israel, da? Marele Șema. L-aș ruga pe Dori să recite mai departe, în ebraică, Șema Israel. Mai ții minte, Dori? Spune cu voce tare. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn, Echad. Da? Singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Observați, cunoașterea duce la încredere, încrederea la relație și relația, practic, este iubire. Relația este iubire. Cunoașterea duce la încredere. Cu cât mai bine cunoști pe Dumnezeu, începi să te încrezi în El. Dacă El a spus că va binecuvânta până la treilea și al miilea neam pe cei ce-L iubesc,
și păziți poruncile Lui. Observați al treilea, al miilea neam, eu n-am acces la ei. Sunt încă în viitor. Dar ce aș putea face astăzi? Să mă lipesc de Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu, să am încredere în El și să trăiesc în relație cu El, să umblu cu Dumnezeu 100 de ani ca Avram sau 300 de ani ca Enoch, dacă aș trăi. Și în felul acesta îmi demonstrez iubirea de Dumnezeu prin încrederea mea în El, prin încrederea mea în El. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aruncați asupra Lui îngrijorările voastre, da? Cum? Prin rugăciuni, cereri, mijlociri cu mulțumiri. Îți promite Dumnezeu că îți va răspunde și îți va rezolva îngrijorările? Nu. Și textul spune și pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Interesant. Dacă realmente mă încred în El, am pus în mâna Lui lucrurile, Dumnezeu nu le iau înapoi. Să le aduc mâine și poi mâine și răspunde Dumnezeu, se uită la mine, zice, mi-ai spus asta? Când tinerii creșteau la noi în casă, unii se pregăteau de surătoare și băieții veneau la mine să vorbească despre iubita inimii lor. Și îmi spuneau povestea și îi ascultam. Mă rugam cu ei, dar după o săptămână veneau înapoi. Și am zis, îmi pare rău, asta mi l-ai spus săptămâna trecută, du-te la Nora. Nora te ascultă de 10 ori dacă vrei. Dar mie mi l-ai spus odată, mi-ajunge. Vă imaginați-vă, eu nu-s Dumnezeu. Dar să vii la Dumnezeu cu îngrijorile tale, să le pui în mâna Lui și să pleci de acolo absolut liniștit, ca și cum e stăpân pe lucrurile cerute. Te-ai câștigat. Treaba lui Dumnezeu când le împlinește și cum le împlinește. Dar eu am pus în mâna Lui, dar pentru asta trebuie să-L cunosc, să am încredere în El și să umblu cu El, o experiență cu El, ca să-mi demonstrez în felul acesta iubirea. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 3, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Continuă textul. Dragostea de Dumnezeu, dragii mei, nu sunt povești și cântări și rugăciuni. Dragostea lui Dumnezeu este ascultare de Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Deuteronom, capitolul 8, versetul 1 și 3, 3 îl recitează Domnul Iisus Hristos în ispitirea din pustie. Dar ascultați versetul 1. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. A trăi cu poruncile lui Dumnezeu înseamnă a le mânca. Dragii mei, după ce termin masa și am mâncat, mă opresc și mulțumesc lui Dumnezeu. Și mă încred în El că tot ce-a pus în mine știe să ia tot ce am mâncat și să ducă unde trebuie. Asta este o minune extraordinară. Dimineața mi-au pumnul de medicamente și un par de apă și toate deodată și le beau. Și am auzit pe cineva vorbind despre toate enzimele care sunt în stomacul meu și care știu să ia fiecare agent și fiecare lucru chimic să-l ducă unde trebuie. Incredibil! Incredibil! Păi dacă mă pot încrede în Dumnezeu că face ce trebuie cu mâncarea pe care am mâncat-o, dragii mei, n-aș putea să mă încred în El și cu lucrurile care le-am încredințat? Dacă știți că vă ascultă, știți că sunteți stăpâni pe lucrurile pe care le-ați cerut. Și dacă sunt stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut, nu le mai cer odată, că sunt stăpâni pe ele. Le-am lăsat în mâna Domnului și las pe El să răspundă când vrea și cum vrea. Când vrea și cum vrea. Și am ajuns și la interpretarea cărții de Deuteronom. Dar mă opresc în nădejdea că aveți vreo întrebare. Și eu pot să beau un pahar de apă. Înțelegem că cartea de Deuteronom reglează într-un fel relația lui Dumnezeu cu noua generație și reglementează umblarea viitoare care urma să se întâmple. N-ar trebui să ne gândim și la un scop mai dincolo de lucrurile astea, de relația lui Dumnezeu cu poporul Lui,
vizându-l pe prorocul ca Moise, despre care vorbește Moise că Dumnezeu îl va aduce ca să... Și atunci, practic, toată Cartea de Deuteronom are o... e subordonată unui scop mai ultim, într-un fel, aducerea lui Mesia pe scenă. Acum, gândiți-vă la faptul că Israel, ori în ce perioadă istorică am vorbit despre ei, este doar un mijloc spre scop, nu e un scop în sine. Dumnezeu le-a spus la Sinai, tot pământul este al meu. Cu alte cuvinte, când îl cheamă pe Avram, îl cheamă pe Avram să binecuvinteze toate familiile pământului. Dar pentru ca să facă povestea asta, trebuie să aleagă un vas pentru o întrebuințare de cinste. Roman, capitolul 9. Cu cinstea pe care le oferă Dumnezeu este să-l aducă pe Mesia pe scena istoriei, de care vorbești tu, pe acel proroc ca Moise. Și atunci, din veșnicii, mielul din veșnicii, promis de Dumnezeu, sau dacă vreți, Fiul lui Dumnezeu care a dezbrăcat slava și a acceptat să devină mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, așteptând împlinirea vremii, trece prin toată istoria. Asta este linia mesianică de-a lungul întregului Vechi Testament. Și atunci tu ai dreptate și probabil în data viitoare mă voi focaliza tocmai pe Hristosul din Deuteronom, pe acel proroc ca Moise, pe care Dumnezeu l-a promis și pe care l-a dus în Fiul Său. Și este foarte important acum, când noi studiem o carte și am afirmat scopul cărții este să motiveze, să încurajeze la păstrarea relației în vederea preoției. Întrebarea este singurul scop? Există și scopuri adiacente, complementare, și aș putea găsi foarte multe fire trecând prin carte. Și probabil, de pildă, toată povestea împărăției. Pentru că înainte ca să fie existat un împărat, Dumnezeu dă porunci clare cu privire la împărat pe care le calcă Solomon dintr-un capăt în celălalt. Și din pricina asta, dragii mei, Dumnezeu îi trătește ușa nas după a treia arătare. Dar în același timp am profeții extraordinare despre ceea ce Dumnezeu promisese la Sinai. Ce au zis ei este bine. Le voi ridica un proroc din mijlocul lor și voi pune cuvintele mele în gura lui și cine nu va asculta de el va fi nimicit din poporul lui. Și atunci îl vezi pe Hristos care vine să boteze cu Duh și cu foc, da? Botezul cu Duh este viață, botezul cu foc este judecată. El are ultimul cuvânt la judecată. El șade pe scaunul de domnie. El va trimite în focul cel veșnic, unde îs diavolul și îngerii lui pe cei care l-au sfidat și că l-au cărcat în picioare. Și atunci există și alte linii, mulțumesc, Radu, și voi veni la ele. Nu știu dacă le putem acoperi toate în seara asta, dar vom reveni la ea pentru că este important să vedem cum anume, de ce am ales cărțile acestea pentru a intra în relație cu Dumnezeu, ce principii se desprind din carte pentru asta. Mai este o întrebare. Te rog. Ați zis acum de Romani 9. Mi-a venit în minte când o pus Radu întrebarea, pentru mai cei colo. De pe internet, Romani capitolul 9, spune. Acolo zis Radu, dar mie mi-a venit în minte Romani 10, că acolo Pavel zice, acesta este cuvântul credinței pe care îl predicăm. Și înainte vorbește exact din mesajul din Deuteronom, nu? Care... Data viitoare voi lua, pentru că este un text foarte important ca să vezi de ce Vechiul Testament, autorii Noului Testament îl citează în cheie cristologică și reaplică textul la o altă realitate. Acum Ioan își începe Evanghelia, zice, la început era cuvântul, da? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și Pavel spune, cuvântul este aproape de voi, ori porunca este aproape de voi, spune în Deuteronom. Dar cum punem în paralel textul din Deuteronom cu textul din Romani, capitolul 10, vom vedea data viitoare. Pentru că asta este important să vezi felul în care Pavel, de pildă, folosește cartea Deuteronom pentru a-L prezenta pe Hristos, pentru a-L ridica pe Hristos. Și este un alt text decât cel din capitolul 18, prorocul ca Moise, pe care îl văd aplicat. Dar nu uitați, autorii Noului Testament au citit din Deuteronom mai mult decât din toate celelalte 16 cărți narrative istorice. Și era
cartea favorită a Domnului Iisus Hristos, din acest punct de vedere. Spune, Alex. Este o întrebare. Dacă vorbești un pic mai tare, te și aud. Este o întrebare de pe internet. Fratele Pavel întreabă, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și încep să-L înțeleg, cum pot să-L fac cunoscut și celor din jurul meu fără să pară un fanatic? Cum pot să-L fac cunoscut fără să pară un fanatic? Poate că 1 Petru capitolul 3, versetul 15, da? Proslăviți pe Hristos ca Domn în inimile voastre și fiți gata oricând să dați socoteale de nădejdea care este în voi cu blândețe și teamă. Și atunci, dacă eu îmi trăiesc viața ca sare și lumină, ridic întrebări pentru semenii mei. Ei, când le răspund, nu vin de sus ca și cum eu aș fi și ei ar fi, ci blândețe și teamă, adică ieșind din competiția afirmării de sine și cu teama de a nu întoarce reflectoarele spre mine, ci spre El, spre Hristos. Și atunci, indiferent care ar fi diferența dintre mine și semenul meu, în față, căruia vreau să-i vorbesc, practic n-am niciun merit. Pentru că tot ce sunt și tot ce am, am primit de la El. Cine se poate lăuda că n-a primit, cu ceva ce are, că n-ar fi primit de la Dumnezeu? Când vin în felul acesta smerit, dragii mei, când am blândețea aceea, curajul de a ieși din competiția afirmării de sine și teama de a nu întoarce reflectorul spre mine, n-am cum să par un fanatic. Dar pentru asta, mai întâi, trebuie să fiu și apoi să observați, să fiți ai mei și să vestiți puterile mele minunate. Și este important să încep prin a fi, prin a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în viața mea. Să fiu lumină și sare, cum spune el ucenicilor săi. Hai să fac un pas mai departe la interpretarea cărții. Și aici am o problemă. O problemă care trebuie să o rezolv înainte să trag pe capul meu pălării care nu-s pentru capul meu. De pildă, în Evrei, capitolul 10, versetul 1, citim: în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Cei ce se apropie erau israeliții, ei veneau la templu în nădejde de a se apropia la Dumnezeu. Ei știau prin lege că nu pot veni fără o jertfă de sânge. Și jertfele astea trebuiau repetate cu fiecare păcat. În fiecare an era Yom Kippur, sărbătoarea ispășirii, și atunci se aduceau mereu cei doi țapi, an după an după an. Și asta spune că lucrurile erau neterminate. Nu poate niciodată, prin aceleași jertfe, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie de Dumnezeu. Observați, cugetul nostru cere o anumită desăvârșire care să fie compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă a fi desăvârșit? Dați-mi voie să încerc să ilustrez prin trei personaje. În primul rând este Absalom. Îl omoară pe fratele său pentru că le-a necinstit sora, după care fuge de frica lui David și în sfârșit, după ani de zile, prin mijlocirea lui Ioab, el se întoarce la Ierusalim, dar David îi spune să nu-mi vadă fața. Și timp de 2 ani de zile nu poate veni în fața lui David. Și la un moment dat Absalom se satură și zice, sau mă omoară, sau mă lasă să-i văd fața. Și David îl primește și cad unul pe grumazul celuilalt ce plâng. Dragii mei, desăvârșirea cerută de cugetul meu este ca să pot intra în prezența Tatălui și să cad pe grumazul Lui și să mă ia în brațe în loc să mă pedepsească. Asta înseamnă în limbaj biblic. Uitați-vă la un exemplu al Domnului Iisus, la fiul risipitor. Ajunge la porci, își face praf viața și averea cu femeile stricate și cu prietenii și ajunge la porci. Și vine în fire și mă voi întoarce la tatăl meu și voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu chemat fiul tău, ia-mă ca pe unul din argații tăi. În casa tatălui meu este pâine din belșug și eu nu pot mânca nici roșcovele pe care le mănâncă, nimeni nu mi le dă. Imaginați-vă momentul acela în întâlnirii când tatăl fuge în calea fiului și cad unul pe grumazul celuilalt.
Sfântul Augustin spune, sufletele noastre sunt din tine și nu se vor odihni decât în tine. Fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dragii mei, există o chemare profundă în noi spre casă. Mirosul de pâine caldă e acolo în nările sufletului nostru și noi suntem la porci din pricina păcatelor noastre. Și atunci, ăsta este termenul pe care Epistola către Evrei îl aduce înaintea noastră. Când mă voi putea întoarce în brațele Tatălui meu? Când? Cum? Fără ca sfințenia Lui să mă condamne pentru eternitate. Poruncile Vechiului Testament, inclusiv cele din Deuteronom, sunt umbra lucrurilor viitoare. Împlinirea lor, sau trupul care a aruncat umbra, este Hristos. Observați, când în ceruri s-a făcut o strigare, cine va merge pentru noi? Pe cine să trimitem? Un înger puternic, cine-i vrednic să ia carte, să rupă pe cețile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Suntem în veșnicia trecută. Și la un moment dat se aude un glas, iată-mă, trimite-mă, sulul cărții este scris despre mine. Și Fiul lui Dumnezeu se ridică, dezbracă slava lui și devine mielul lui Dumnezeu, care părea junghiat. Și Tatăl, care este lumina, și-a proiectat lumina asupra mielului, asupra Fiului Său, și umbra Fiului Său a fost vechiul legământ. Umbra lucrurilor viitoare. Trupul care a aruncat umbra este Hristos. Uitați-vă la Romani, capitolul 10, versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii, da? Sfârșitul sau împlinirea legii. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Cu alte cuvinte, nu mai are rost să ceri să te apropii de Dumnezeu în baza legii, pentru că este abrogată. Poți să ții toate cele 613 porunci. Nimeni nu l-a ținut niciodată, dragii mei. Ai călcat una, ești vinovat de toate. Mai nou, cei care se întorc la lege, cred că dacă țin 5 porunci, Dumnezeu să fie absolut surprins de credincioșia lor. Dacă își pune un ciucure la brelocul de la chei și dacă deschide ziarul și vede când apune soarele și când răsare soarele și are impresia că ține sabatul, unde, iertați să-mi fie, sunt o mulțime de reguli pe care le calcă până și în ziua de sabat sau pentru că nu mănâncă cu tare sau cu tare, hai să fim serioși. Legea a fost dată ca să trăiești prin ea. Dar cum nimeni nu o poate împlini, dragii mei, nimeni n-a fost socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni. Afară de Hristos. Și atunci, observați, Vechiul Testament se adună în cineva, în Hristos. Și este abrogat. Pentru că voi aveți totul de plin în El. Hristos este sfârșitul, ținta, telosul legii. Spre Hristos arată legea, dragii mei, este un îndrumător spre Hristos. Pentru ca să fim mântuiți prin îndrumătorul acesta, nu prin lege. Nu prin lege. Dacă citesc capitolul 7, versetele 18 și 19. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinței și zădărniciei ei. Se desfințează, nu se peticește, nu se îmbunătățește, se desfințează o poruncă de mai înainte. Dar ce era cu ea? Era zădarnică și neputincioasă. Zădarnică în a lucra în noi neprihănirea compatibilă cu neprihănirea lui Hristos și zădarnică de a ne aduce în brațele Tatălui. Zădarnică. Se desfințează o poruncă de mai înainte din pricina neputinței zădărniciei ei, căci... Căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Și acum știți ce înseamnă desăvârșit. Și pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dragii mei, când ceva se desfințează, se presupune că asta este legea. Când se desfințează, se ia, se pune deoparte, nu mai e valabilă. Se pune în loc ceva mai bun. Observați, când desfințești ceva și înlocuiești cu altceva, eu nu-l îmbunătățesc, trec de pe iPhone 10, pe iPhone 13, nici mai știu acum câte sunt, voi le știți ăștia mai tineri, dar l-am îmbunătățit într-un fel, am pixel mai bun și lumină mai bună și
Nu. Se desfințează, cu alte cuvinte, stinci și l-arunci la coș. Și atunci te întrebi, care e rostul Vechiului Testament? Cum să mă apropii de cartea Deuteronom? Ce să fac cu cartea Deuteronom? Observați, se desfințează porunca de mai înainte și se pune în loc o poruncă mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu, noul legământ, ne apropiem de Dumnezeu, ne dă intrare la Tatăl printr-un Duh și suntem parte din familia lui Dumnezeu. Am încercat o privire de ansamblu asupra cărții Deuteronom. Priviți, vă rog, cartea. Până acum ne-am învârtit în jurul ei, acum ar trebui să intrăm în carte. Și mă uit la ceas, este ora 19:57 și mai avem 30 de minute, dacă nu ard întrebări în voi. Pentru că ce aș vrea să facem este să trecem prin carte, cel puțin câteva afirmații majore legate de blocurile mari de text. Acum știți de unde vine structura. Structura vine din tratatele de suzeranitate timpurii înainte de 1200, înainte de Hristos, și asta vorbește despre data scrierii cărții. Cartea a fost scrisă destul de devreme ca să se așeze peste 1200, probabil. Tratatele se simplifică foarte mult și nu mai corespunde structura cărții cu ele. Dar aș începe cu prologul istoric. Cu prologul istoric. Care-i rostul prologului istoric într-un tratat de suzeranitate? Suzeranul etalează faptele lui de bunăvoință față de vasal. Uite ce am făcut pentru tine. Și acum ascultarea de mine ar trebui să fie răspunsul recunoștinței tale. Și asta face Moise, recapitulează istoria în primele patru capitole. Cei care ați citit Deuteronomul, probabil că v-ați dat seama de locul acesta. Dar care este afirmația majoră din cele patru capitole? Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul și ascultarea de El nu va mai fi o povară. Observați, toți ne fofilăm, fugim, nu ne plac legile, nu ne spune nimeni ce să facem, vreau să fiu liber, da? Ori nimeni nu-i liber, dragii mei. Îl slujești sau pe Dumnezeu sau pe Satan, ai altă posibilitate, nu există zonă neutră. Ai doar impresia că vei fi ca Dumnezeu, dar devii robul celui rău. Și de aceea, pe măsură ce eu mi-aduc aminte de ce mi-a făcut Domnul, ascultarea mea este un răspuns, pentru că răspund și ascult pe un suzeran binevoitor care și-a demonstrat iubirea față de mine. Și când ne privește pe noi, dragii mei, Dumnezeu a făcut mult, mult, mult mai mult pentru noi decât pentru ei. Mult mai mult pentru noi decât pentru ei. Dar dați-mi voie să cobor un pic mai jos la implicațiile legământului. Și implicațiile legământului mă duc în capitolul 26. Și observați ce spune textul, capitolul 26. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înainte altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu pribeag, gata să piară, s-a coborât în Egipt cu puțin inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Pentru o vreme. Acolo s-a făcut un neam mare, egiptenii l-au prigonit. Noi am strigat către Domnul, Domnul a auzit glasul nostru. Acum iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi l-ai dat tu. Doamne! Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău.
de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Și casei tale. Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul. Observați la primele roade, veneai și recapitula istoria. Tatăl meu era arameu, gata să piară, ne-am coborât în Egipt, cu puțin Dumnezeu ne-a făcut un neam mare, Egiptei ne-au prigonit, tu ne-ai scos. Acum mărturisesc că am intrat în țara cea bună pe care tu ne-ai promis-o. Ai fost credincios făgăduințelor tale, planurile tale s-au împlinit. Și el vine cu primele roade și Dumnezeu spune, acum mâncă și bucură-te. Dar mănâncă și bucură-te aducându-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul și ascultarea ta va fi răspunsul tău la răspunsul recunoștinței tale la toată bunăvoința, la toată bunăvoința lui. Efeseni, capitolul 2, ne aducem lucruri, aceleași lucruri în bătătura noastră. Uitați-vă ce ne-a făcut nouă Domnul, de ce să ascult de El? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară. Morți, despărțiți de Dumnezeu, da? În care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării presupunem. Erați morți, adică despărțiți de Dumnezeu, dar erați în brațele diavolului. Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, că trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Asta eram eu. Mersul lumii acesteia, da. Mersul lumii acesteia. Duhul care lucrează acum în fiii neascultării sufla în pânzele vieții mele. Dumnezeul viacului acestuia coordona toate lucrurile, da, toate lucrurile. Iar pânzele erau gândurile, voile, firii mele pământești, despărțit Dumnezeu. Direcția era spre moarte, spre abis. Versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Ne-a dus la viață nu pentru meritele noastre, ci pentru meritele Lui. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta, care e aceasta. Mântuirea prin credință nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Pentru că credința este, dragii mei, nu e o faptă, ci întins o mână, asta este credința. Și atunci, mântuirea prin har, prin credință, este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Faptele bune au fost pregătite de Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Ascultarea noastră este răspunsul recunoștinței noastre la iubirea lui Dumnezeu. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 24, în vinerea mare, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Putea face Dumnezeu mai mult pentru noi decât a făcut? Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine. El, Creatorul, Legiuitorul, a împlinit legea, plătind cu viața, dragii mei, ca să împlinească legea, da? Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rânile Lui ați fost vindecați. Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Domnul și ascultarea de El nu va mai fi o povară. Nu va mai fi o povară. Dacă mă mut în dreptul decalogului, odată ce prologul istoric este așezat înaintea noastră, faptele suzeranului, acum el își poate expune așteptările. Și așteptările lui sunt prinse în cele 10 porunci. Stipulațiile legământului și decalogul, astea sunt cele 10 porunci. Le știe cineva pe din afară? Hai să le citim cel puțin. 1. Doi. Să nu-ți faci chip cioplit. Trei. Să nu iei deșert numele Domnului. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ucizi.
să nu prea curvești, să nu furi și să nu poftești. Cele 10 porunci sau 10, noi le-am discutat pendelete la vremea potrivită, dar cele 10 porunci. Interesant, când mă uit în cartea Deuteronom, prima parte e cu relația cu Dumnezeu, a doua parte relația cu semenii. Știu că a fost o discuție, Radu, legată de porunca a cincea sau a patra. A patra. Dar discuția a fost pornit de la faptul că am făcut observația că porunca a patra este atât în dreptul lui Dumnezeu cât și în dreptul omului. Este singura poruncă care este atât în dreptul lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuia să o împlinească și omul. Interesant este că nici Dumnezeu nu putea să o împlinească și nici omul. Doar omul Dumnezeu, Iisus Hristos, era cel care putea să o împlinească. Deci eu aș pune porunca a patra între cele trei, între cele două grupe. Și aici cred că ne ajută să înțelegem și nedesăvârșirea legii. Pentru că în porunca a patra era acea nedesăvârșire. Nimeni nu putea împlini. Domnul Iisus a fost singurul care a putut să o împlinească. În esența ei, în odihna de care e vorba, nu în ținerea unei zile. Mm-hmm. Cei care... Și atunci relația cu Dumnezeu este posibilă prin porunca a patra și relația cu semenii posibile prin porunca a patra. Pentru că porunca a patra este cea care aduce iertarea. Deci doar împlinirea poruncii a patra face posibil iertarea în dreptul lui Dumnezeu. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să sfințești? Și vorba de odihnă, deci de 6 zile a lucrat și Dumnezeu și a făcut lucrul lui și ziua șaptea s-a odihnit și tu în 6 zile să-ți faci lucrul tău și în ziua șaptea să te odihnești. Și atunci problema e de odihnă aici. Așa este, doar că pentru israelit povestea asta a căpătat o materialitate. Pentru că sabatul era ziua șaptea și dacă nu respectai ziua, trebuia să mori. Da, dar era cum mai definit să mori. Amintirea unei odihne pierdute în vederea recâștigării ei. Și atunci era vital pentru el, pentru că nu venise Domnul Iisus, care era sabatul, practic, propriu-zis. Și era Domnul sabatului. Dar, ca să așez pe Deuteronom poruncile, să vedeți, decalogul este pe urmă desfăcut în stipulațiile legământului, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Sau am capitole 6 la 18, relația cu Dumnezeu, și capitole 19 la 25, relația cu semenii. Dacă mă apropii de relația cu Dumnezeu, am trei compartimente. Eu, nu Domnul, ei, nu Domnul, oare Domnul? Cu alte cuvinte, cine-i Dumnezeu? Sunt eu? Vei fi ca Dumnezeu, cunoscând bine și răul. Sau, dacă un pic mai smerit, deleg altora această responsabilitate, diavolului sau semenilor sau șefului sau soției sau soțului, pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale, îi spune Dumnezeului Adam, da? Blestemat este pământul din pricina ta. Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale, îi spune Dumnezeului Moise, era să-l omoare dacă Sefora nu s-ar fi trezit să ștai în prejur pruncii cu o piatră. Acolo puteau să o facă altfel, dar o cedat. Bărbații cam cedează în fața femeilor. Observația. Astea sunt problemele de care se ocupă într-un fel, dar dacă aș trece repede prin cele trei secțiuni, atunci 6 la 11... Pericolul încrederii în noi înșine... Pericolul încrederii în noi înșine, 12 la 14. Pericolul încrederii în Dumnezeii străini. Și 15. 15, dovada încrederii în Dumnezeu. Domnul. Observați, pericolul încrederii în noi înșine, în Dumnezeii străini și dovada încrederii în Domnul. Încrederea în Domnul nu poate fi vorbe frumoase, trebuie să am o dovadă pentru asta. Dacă alege viața, alegându-l pe adevăratul Dumnezeu. Cine este adevăratul Dumnezeu? Păi n-am decât trei posibilități. Eu, ei sau el. Cine este adevăratul Dumnezeu? Cu alte cuvinte, în baza poruncilor cui îmi trăiesc viața și umblarea? În baza ideilor mele, în baza ideilor altora sau în baza ideilor lui Dumnezeu? Cine este adevăratul Dumnezeu? Eu, ei sau ei? Eu, el sau ei sau el? Acum, dacă m-aș opri în dreptul celor trei secțiuni... Nu lăsa ca ispita îndumnezeirii să-ți înstrăineze inima de Dumnezeu. Ispita îndumnezeirii. Păi, ispita îndumnezeirii este când meritele mele trag mai greu cântar decât harul lui Dumnezeu.
când îmi asum, îmi arog lucruri care de fapt nu mi-aparțin. Și atunci ispita îndumnezeirii vine prin faptul că mă laud cu mărimea mea, cu puterea mea, cu bunătatea mea. Și Dumnezeu îi spune lui Israel, ai grijă, nu din pricina asta vei intra în țară, dar când sunt eu în mijloc, elementele astea contează, cu astea mă laud, astea le etalez. Uitați-vă cum aș putea evita ispita auto-îndumnezeirii. Adună poruncile în inima ta și nu uita, nu mărimea ta, nu puterea ta, nu bunătatea ta. Dar atunci cine? Domnul Dumnezeu îți dă țara din pricina harului său, a bunătății lui. Domnul Dumnezeului îți dă țara. Dacă mă mut în Noul Testament, când tânărul bogat pleacă desumflat pentru că trebuia să-și vândă averile, să-l urmeze pe Domnul Iisus, ucenicii întreabă, dar cine poate fi atunci mântuit? La oameni lucrul acesta este cu neputință, spune Domnul Iisus. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Wow! Dintr-o dată, posibilitatea mântuirii Domnului Iisus o ia din mâinile noastre și o pune doar în mâna lui Dumnezeu și ăsta este harul. Nu uita, nu mărimea, nu puterea, nu bunătatea, ci harul lui Dumnezeu îți oferă țara. Ori în Matei 5:3, ferice de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerurilor. Împărăția este țara. Dar cum o primesc? De ce o primesc? Pentru ceea ce am, pentru ce pot etala, cu lucrurile pentru care mă pot lăuda? Nu, ci pentru ceea ce nu am. Când recunosc neputința mea, când vin la Dumnezeu și că ai milă de mine, păcătosul, eu mă întorc acasă, iertat, nu cel care dau zeciuială din izmă, din chimen, din mână, ca și vameșul acesta, nu-s hrăpăreț, curvar, ca ceilalți oameni. Bă, când ai lucruri care te meriți, te lauzi înaintea lui Dumnezeu și pe care le meriți. N-ai ce căuta în prezența Lui. Domnul Dumnezeu ne dă și țara, împărăția Lui, pe spesele și pe cheltuiala Lui. Oare harul exclude aportul nostru? În niciun caz. Harul nu înseamnă, eu știu dacă mă tăvălesc în mocirile tot a Domnului sunt. Nu, 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 nu. Uitați-vă doar versetele 5-11 din 2 Petru, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Ce ne-a dăruit? Tot, 100%. Prin? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. El ni le-a dăruit, dar noi le avem doar prin cunoașterea. Sunt acolo în bancomat, ca să-l scoți. Ai nevoie de cardul cunoașterii lui Hristos. Versetul 4. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să faceți să vă faceți părtași firii dumnezeiești. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, observați, mereu condițiile sunt acolo. Și versetul 5 vine cu partea noastră. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi... Ce să avem în noi? Aceste lucruri, cele pe care le-am șirat. Dați-vă toate silințele să uniți cu fapta, credința, credința, cunoștința, cunoștința. Aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A fost curățit de vechile lui păcate. Da. Da, dar a uitat că a fost curățit. Observați, drumul are două sensuri. Eu nu cred în teologia cu un singur sens, da? Drum unic, ci are două sensuri. Și de aceea cei mântuiți din Egipt au pierit în pustie. S-au întors, dragii mei, în Egiptul minților lor, pentru că nu s-au dezlipit de oalele de carne. Și de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Observați, alegerea nu este un lucru întărit, gata, pe care eu să nu-l pot modifica, ci eu trebuie să-l întăresc ca să nu alunec niciodată. Și în felul acesta, în adevăr, chipul acesta vi se va da din belșug,
Intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iisus Hristos. Eu, nu Domnul, cum evit ispita idolatriei, dragii mei, mi-aducându-mă aminte că totul e prin har, nu-i prin meritele mele, dar... Nu lăsa ca ispita idolatriei să-ți înstrăineze inima de Dumnezeu. De Dumnezeu. Aici deleg altcuiva dreptul de Dumnezeu și trăiesc în baza perceptelor și așteptărilor altcuiva. Și dacă încerc să evit ispita idolatriei, textul îmi spune... Nimicind toți idolii, nimicind locurile idolatre din țară și... Nimicește închinătorii la idoli, evită orice practici idolatre. Orice practici idolatre. Pentru că era o țară idolatre, Dumnezeu îi atenționează. Când veți intra în țară, veți fi ispitiți. Și el spune, nimicește toți idolii, nimicește închinătorii la idol și orice practici idolatre, lasă-le deoparte. În Matei, capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. De ce? Căci va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu jumate aici, jumate acolo, nu, cu toată inima, tot sufletul, toată puterea ta. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui mamona banilor. Wow, lăcomia de bani este o închinare la idoli. Pentru că, practic, Dumnezeu este cel în care te încrezi. Dacă te încrezi în conturile tale, în puterea ta, în realizările tale, în afacerile tale, Dumnezeu ți le poate sufla peste noapte, uite așa. Da? Așa se pot duce. Și atunci lăcomia de bani este o închinare la idol. Uitați-vă ce spune 1 Timotei, capitolul 6, versetele 6 la 10. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Au rătăcit de la credință, s-au străpuns singuri. De ce? Iubirea de bani. Pentru că iubirea de bani, dragii mei, te împinge la tot felul de compromisuri. Compromisuri aici, compromisuri aici. Compromisuri în gândire și compromisuri pentru a ajunge la un argint în plus, a câștiga un ban în plus. Dar și atunci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Vă aduceți aminte de Solomon, cel înțelepciune, și Dumnezeu îi dă și testul. Bogăție și slavă. Și faimă. Și el nu știu ce să facă cu ele. Și asta s-a dovedit neînțelept, nu capăt în celălalt. Și dacă mă gândesc acum la oare Dumnezeu cu adevărat, care este dovada relației mele cu Dumnezeu? Ține anul sabatic. Dar de ce? Wow, trebuia să dau drumul la robi. Trebuia să duseam în pământul, trebuia să mă încred în Domnul, că voi avea din ce trăi, că nu voi sărăci, dacă nu-L las să plece cu mâinile goale după ce m-a slujit 6 ani. Pe urmă ține sărbătorile. Dar, Doamne, sunt vreo 2 luni de zile de sărbători, ne-ai poruncit 2 luni de zile să stau cu mâinile încrucișate? Eu nu pot să mă opresc nicio zi pe săptămână, dar aminte 2 luni întregi, să nu vorbesc de jubileu, da? Sărbătorile, că sărbătorile țin și jubileu, în care 3 ani de zile pământul nu putea fi lucrat, sau? Curăță țara de idolatrie și? Puneți viitor în mâna Domnului, nu a ghicitorilor și a vrăjitorilor. Mâna Domnului și observați în cine mă încred, pe cine întreb, cine îmi spune ce am de făcut. Ghicitorii, vrăjitorii sau preoții Domnului? Domnul este cel care îmi guvernează viața. Matei, capitolul 6, versetele 19 la 24. Structura Uitați-vă textului. La structura textului. Dacă scot icul din mijloc afară, textul curge foarte frumos. Versetul 19. Nu vă strângeți cobor pe pământ unde le mănâncă molile și rugina, le fură și le sapă hoții. Strângeți-vă cobor în cer, unde molile și rugina nu le mănâncă, hoții nu le sapă. Da. Nici nu le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dar acum, versetele 19 la 20 este ca să-mi
strâng comori în ceruri, trebuie să-mi pun încrederea în Dumnezeu pentru cele de pe pământ, nu-i așa? Ca să-mi strâng comori în ceruri, trebuie să-mi pun încrederea în Dumnezeu pentru cele de pe pământ. Dumnezeu mi-a promis că dacă eu caut mai întâi împărăția Lui și neprienirea Lui, îmi va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Și viața va trece și voi putea spune ca psalmistul: am fost tânăr, am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Și atunci eu nu trebuie să mă compromit pentru pâine și hrană. Dumnezeu mi l-a promis că mi le va da pe deasupra dacă eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dar care-i rostul acelui ic, dragii mei? Care-i rostul acelui ic? Uitați-vă la versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Dacă lumina care este în tine este întuneric, ce face Domnul Iisus? Pleacă de pe planul fizic ochiul tău. Dacă este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău este plin de întuneric. Înainte să plec de acasă, pac, s-a luat lumina. Nici nu știu câte lumini am lăsat aprinsă acasă, că nu știu să le verific. N-am mai putut. Dar pentru mine lumina este în afara mea. Ochiul meu fiind bolnav, am nevoie de foarte multă lumină ca să funcționez. Și nu văd în ceață, în întuneric, nu văd aproape nimica. Dar observați, dintr-o dată Domnul Iisus mută lumina de afară, că totdeauna lumina e afară, o mută în noi. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Clar că s-a mutat de pe planul fizic pe cel spiritual. Cu lumina care este în mine, eu privesc prin lucrurile de afară spre Creatorul lor. Uitați-vă la păsările cerului. Și dacă Dumnezeu le poartă de grijă, îți va purta și ție de grijă. Nu seamănă, nu seceră, nu strâng în grânare. Uitați-vă la crinii de pe câmp. Nici Solomon n-a fost îmbrăcat ca un crin de pe câmp. Dacă așa poartă grijă Dumnezeu de o floare care azi este și mâine e aruncată în foc, cum nu va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor? Și atunci observați, cu lumina lăuntrică, dintr-o dată, lumea devine un palat de cristal, o fereastră spre o realitate spirituală de dincolo. Prin lucrurile create de Dumnezeu, eu privesc spre principiile care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Îmi spune Scriptura, da? Romani, capitolul 12, versetul 20, capitolul 12, 1, versetul 21. 1 la 21. De pildă, în Romani, capitolul 1, versetul 21, în adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui. Dar ce sunt astea? Însușirile lui nevăzute sunt lucruri spirituale care nu se văd, nu se pot pipăi. Însușirile lui nevăzute, ce urmează după aceea? În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, puterea lui veșnică, unde s-o văd? Wow! Într-un fir de iarbă, dragii mei. Într-o floare care sparge asfaltul. Într-o ghindă de stejar care despică cavoul unui îngânfat. Într-o sămânță care cuprinde o taină care vine și hrănește mulțimi de oameni de-a lungul vieții. O singură sămânță. Minun pe care noi le călcăm și dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă. Observați, cele spirituale le văd privind cu băgare de seamă la cele materiale, dar pentru asta trebuie să am o lumină lăuntrică. Știți ce mă surprinde la bătrânețe? Că a trecut viața pe lângă mine și n-am știut să mă uit cu băgare de seamă la lucruri care mi-au fost în mână. La un bou de grâu, la o floare, la un fir de iarbă, la o sămânță. N-am știut să mă uit la ele. N-am priceput. Dar acum, oamenii de știință vin și revelează slava lui Dumnezeu, dragii mei, etalându-ne complexitatea incredibilă a lumii materiale.
indiferent în ce direcție privim, lumina care este în tine te ajută să vezi prin lucruri spre creația lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu se dovedește prin încrederea în El și prin ascultarea de El. Cunoaștere, încredere, iubire dovedită în ascultare, da. Dovedită în ascultare sau ascultare, care este dovada iubirii. Cunoașterea de Dumnezeu. Și cum îl cunosc pe Dumnezeu? Păi puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit, însușirea Lui nevăzute, când te uiți cu băgare de seamă. Dar noi umblăm ca orbi, ca bezmetici prin lumea asta. Călcăm în picioare corola de minune a lumii, da? Le călcăm în picioare. Nu ne pasă. Avem impresia că noi suntem Dumnezei, putem strivi totul, ne putem bate joc de tot ce este în jurul nostru. Relația cu Dumnezeu. Eu, ei sau Domnul? Cine este adevăratul Dumnezeu? Și relația cu semenii. Observați, dacă primele versete mă aruncă în brațele lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii se verifică cel puțin pe trei planuri. Respectă viața, demnitatea și bunurile. Iubirea de semeni o dovedim prin respectarea vieții, demnității și bunurile. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea noastră, dragii mei. Când este un făt om? În luna întâia, în luna cincea, în luna noua, după naștere, când este om? De la concepere. Noi toți am fost un simplu cuvânt. Un simplu cuvânt, dragii mei. Toți am fost o sămânță. Și din sămânța aceea am crescut fiecare dintre noi. Știți pe ce se mizează acum la alegerile astea din Statele Unite? Femeia este stăpână pe trupul ei. Dar cine i-a spus că copilul din pântecele este trupul ei? Cine i-a spus lucrul acesta? Cine a mințit-o? Wow! Milioanele de oameni, câți premianți Nobel au fost aruncați la coș? Câți împărați, câte genii, câte... Numai Dumnezeu le știe și le vede pe toate, respectă viața, demnitatea și bunurile. Noi zicem, femeia are demnitate, poate face ce vrea cu trupul ei, dragii mei. Poate să facă ce vrea cu trupul ei până când nu poartă în pântece un alt trup care nu e al ei. Care vine de la Dumnezeu, se va întoarce la Dumnezeu și ea va da socoteală de omuciderea pe care o practică. Bă, dar asta este titlul de glorie astăzi. Pe asta se bat candidații la președinție în lumea în care trăim. Matei, capitolul 5. 21-37. Ați auzit că s-a zis? Dar eu vă spun. Ce face Domnul Iisus este doar curăță oglinda. El nu schimbă legea. El doar curăță oglinda. Știți ce face? Permite primei și ultimei porunci să vină să le penetreze pe toate celelalte. Să nu poftești locul lui Dumnezeu, dar să nu poftești nici nevasta, nici bunurile aproape lui tău, nimica. Observați, de ce ucid? Pentru că poftesc demnitatea, viața semenului meu. De ce prea curvesc? Pentru că poftesc trupul semenului meu. Observați, pofta într-un fel este rădăcina tuturor poruncilor. Pofta în dumnezeirii sau pofta de a avea, pofta de a avea, Roman 13:8. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. De ce? Căci cine iubește pe alții? Am plinit legea. Cine iubește pe alții? Am plinit legea. Dați-mi voie să închei trecând prin implicațiile legământului. Capitolul 26 la 29. 26 primele roade, 27 citirea legii, 28 este binecuvântări și blesteme. Și 29 este o atenționare absolut serioasă. Să le citim împreună. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: voi avea pace, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Cine-i Dumnezeu? Dacă sunt eu, pot urma după pornirile inimii mele. Pe omul acela? Domnul nu-l va ierta
Și atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Nu lăsa ca binecuvântarea sau blestemul să te motiveze la ascultare. De ce să nu lăsa binecuvântarea sau blestemul să motiveze la ascultare? Căci fuga de blesteme naște farisei, iar fuga după binecuvântări naște idolatrii. Fuga de blesteme naște farisei. Știi ce au făcut ei? Au tot meșterit legea până când au coborât-o la nivelul la care s-o poate împlini. Păziți sabatul dacă nu faci mai mult de 999 de pași în ziua de sabat. Dar dacă după 999 de pași pui o bucățică de pâine sub o piatră, te oprești, iei pâinea, o guști, o pui la loc și mai poți face 999 de pași. Și în felul acesta poți înconjura lumea. Și Dumnezeu zice, fățarnicilor, ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, fuga de blesteme naște farisei, fuga după binecuvântări naște idolatrii. Dacă grădina vecinului e mai verde ca mea, mă voi duce după Dumnezeii lui. A crede în Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu ascult poruncile Domnului și împlinesc legile Domnului. Și urmează schimbul de ștafetă, probabil, data viitoare. Pentru că este un text interesant în care Moise, gata de plecare, sunt chemați împreună cu Iosua înaintea Domnului și Moise ar fi așteptat să-i spună: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău, ia în stăpânire, nici nu știu ce. Iar să fi fost în locul lui Iosua, aș fi dorit să aud: tinere, curaj, știu că e greu să umbli în păpucii lui Moise, dar eu voi fi cu tine. Amândoi intră în cort și Domnul vine și zvarsă inima înaintea lor. Moise, tu vei muri, poporul se va lepăda de mine. Imaginați-vă încurajare pentru Moise. Dar gândiți-vă la încurajare pentru Iosua. Moise, tu vei muri? Și atunci, Doamne, de ce să intru eu în locul lui Moise ca să văd cum se desface? Când au ieșit din cort, Iosua a zis: s-o crezi tu, Doamne, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Știți ce spune Scriptura? Câtă vreme a trăit, nu doar Iosua, ci și bătrânii care au cunoscut pe Iosua, poporul a stat lângă Domnul. A stat lângă Domnul. Wow! Wow! Cu alte cuvinte, dacă ar fi să las o ultimă... Fii gata să lupți pentru generația ta. Și nu uita că nu succesul, ci credincioșia este măsura vieții. Fii gata să lupți pentru generația ta. Dragii mei, oricare dintre noi putem amâna pedeapsa. Oricare dintre noi putem schimba istoria. Uitați-vă, împărații buni au împins istoria cu 100 de ani, cu un secol întreg. Împărații răi au îngropat istoria. În nord, 722, până în 586, pentru că s-au găsit câțiva împărați buni. Oricare dintre noi poate schimba istoria. Citiți cu voce tare ultimele gânduri. Fii gata să lupți pentru generația ta. Și nu uita, nu succesul, ci credincioșia este măsura succesului. Credincioșia este măsura succesului. Este vreo întrebare, Alex? Da. Și să încheiem. Sora Claudia Pereț întreabă: legat de lumina care este în voi, putem vorbi de lumină într-un om nemântuit, cea conștiinței, sau să înțelegem că Domnul se adresează celor care umblă cu el deja? Mă, dacă există vestigii ale chipului lui Dumnezeu în noi, atunci trebuie să existe ceva. Dar aici este vorba de o altfel de lumină. O lumină lăuntrică prin care, privind la lucrurile din afara mea, în cazul acesta păsările cerului și crinde pe câmp, eu văd dincolo mâna lui Dumnezeu care le poartă de grijă și ajung să mă încred în Dumnezeu.
Ei, un necredincios nu poate face lucrul acesta pentru că n-are o relație cu Dumnezeu. Dar există totuși ceva în noi, pentru că chipul lui Dumnezeu este în fiecare muritor, chiar dacă păcatul a spart, a ciobit chipul acesta, și atunci există o dorință de bine. Dar aici nu e vorba de dorința de bine, de o problemă etică, ci este vorba de ce văd din Dumnezeu privind cu lumina lăuntrică când mă uit la lucrurile făcute de El. Citat textul din Roman 12.